Domnule antrenor, în primul rând felicitări pentru această victorie. Ați făcut 13 puncte, sunteți neînvinși, 3 victorii, 4 victorii și un meci egal în acest debut de sezon. Meciul de astăzi l-ați câștigat cu 3-1, dar au fost momente în care Sportingul a dat impresia că poate întoarce rezultatul. Dumneavoastră, după margine, cum ați văzut jocul echipei dumneavoastră? Știam că întâlnim o echipă bună, o echipă arțăgoasă, o echipă agresivă și așa s-a și întâmplat. Sigur, eu spun că am jucat bine, am făcut un joc bun, chiar dacă după 2-0 ne-am retras puțin, ceea ce eu n-am cerut lucrul ăsta să ne retragem, dar teama de a nu primi gol ne-a făcut să ne retragem acolo. Sigur că au avut ocazii și cei de la Roșiori, dar eu spun că chiar și atunci când echipa adversă era peste noi, eu spun că am controlat jocul tactic, din punct de vedere tactic. Și victoria cred că nu poate fi pusă la îndoială. Ce așteptări aveți de la acest sezon? Sunteți acolo sus, neînvinși, jucați bine, o echipă care are perspectivă. Ce așteptări aveți? Aveți un obiectiv important? Ne-am propus să pregătim fiecare joc foarte bine, ne-a ieșit până acum. Avem punctaj aproape maxim, dacă nu făceam acel egal cu Chiajna, de care îmi pare foarte rău, avem punctaj maxim. Ceea ce mă bucură foarte mult e că echipa începe să paseze așa cum vreau, să practice un joc nu neapărat spectaculos, dar o posesie progresivă spre poarta adversă și mai ales în terenul advers, ceea ce e foarte important și asta mă bucură foarte mult. Sigur, la final vom vedea unde vom fi. Eu personal mi-aș dori să promovez. Mergeți la Târgoviște, Sportingul a luat un punct acolo cu FCM-ul, o echipă solidă, FCM Târgoviște. Mergeți să luați puncte sau punct? Eu merg, eu pregătesc jocurile, toate jocurile să câștigăm. Sigur că e un meci în deplasare, va fi un meci greu, mai ales că îmi spuneți că a făcut meci egal. Știu că e un teren dificil acolo, nu mă refer la suprafață, e un teren dificil la propriu, e o echipă bună din ce am auzit. Mergem să câștigăm, să ne consolidăm poziția sus acolo în clasament.